Iarna nu îi va lua prin surprindere, dau asigurări administratorii drumurilor naționale și județene din Vâlcea, în ciuda faptului că stocurile de sare, nisip și substanțe chimice folosite pentru desăzăpezire sunt incomplete. Peste 5600 de tone de material antiderapant au fost achiziționate până la această oră pentru drumurile naționale, respectiv 35% din necesarul secției de drumuri naționale Vâlcea pentru a acționa pe cei aproximativ 450 de kilometri de șosea. O veste bună ar fi că utilajele de desăzăpezire au ajuns deja în zona montană a județului și acționează pe DN7A, pe tronsonul cuprins între Brezoi și partea de schi de la Vidra. Pregătirea utilajelor proprii este o altă măsură de pregătire pentru sezonul rece. S-au revizuit și reparat toate utilajele și echipamentele proprii. Față de anul anterior, secția Vâlcea are în plus 3 autobasculante de mare tonaj echipate cu răspunctor și lamă. A fost încheiat contractul subsecvent cu SC Construcții Generale Oltenia pentru întreținere curentă pe timp de iarnă pentru perioada 21-10 până la sfârșitul anului, deci pentru trimestrul 4. Fond aprovizionarea cu materiale chimice și antiderapante, față de ce ați văzut săptămâna trecută, am mai aprovizionat 2600 de tone, având la această dată 5635 de tone. Ce înseamnă ca și procent? 35%, 1700 de cimbre. Clorura de calciu avem 90%, produs ecologic 60%, nisip 100%. De un sfert din necesarul de sare și nisip dispune în acest moment și Regia Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, care are în administrare peste 900 de kilometri de drumuri județene. Drumarii de la REAJDP nu vor acționa singuri, ci alături de mai multe firme care toarnă asfalt în județ. Pentru această iarnă, REAJDP a încheiat 10 convenții pentru desăzăpezire cu alte firme. În momentul de față am reușit să modernizăm bazele de desăzăpezire Corezul, Călimănești, Tătăran și Vâlcea și mai urmează celelalte două puncte de sprijin, Slătioarea și Plăcești. Avem un metru de față 3850 de tone de nisip în stoc, activitatea culinară poate continua până în 25 noiembrie și 200 de tone de sare. Ce înseamnă în procente? 25% sare și aproape 30% nisip. Am înțeles. Dar din experiența anilor ultimii 20-25 de ani, nu trebuie să aprovizionăm cantitatea din prevăzută din normativ, adică 19.500 de tone de nisip. Am pregătit echipamentul de lucru de protecție pentru tot personalul activ. Avem personal instruit, ofițere de serviciu. E bine de știut că utilajele noastre 39 sunt încă la lucrări de construcție dispersate în interiorul județului. E încă frumos. Sigur că. Și mai avem încheiate 10 convenții cu diferite firme, tot din interiorul județului, care pot asigura la cerere încă un număr de 19 utilaje. Și secția de drumuri naționale Vâlcea are un acord pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă cu o altă firmă. În 2016, Societatea de Salubrizare deținută de omul de afaceri Silviu Prigoană, în asociere cu Societatea Construcții Generale Oltenia, au fost declarate câștigătoare la licitația organizată de către Direcția Regională de Poduri și Drumuri Craiova, instituție în subordinea căreia funcționează secția drumuri naționale Vâlcea. Contractul expiră în anul 2020.